În urma implementării unor proiecte cu bani elvețieni, municipalitatea a realizat economii de 1,4 milioane de franci elvețieni. Din această sumă, conducerea primăriei dorește să cumpere autobuze electrice de capacitate mică. Avem o economie de la aceste licitații pe electromobilitate, 1.114.717 franci elvețieni, pe care vrem să-i folosim și vrem să achiziționăm autobuze electrice de mică capacitate de această dată. Deci, de la acești 1.114.717 franci elvețieni. Sigur că am avut discuții la Ministerul de Finanțe și la Ministerul Administrației și Internelor. Acolo este o colaborare între partea de administrație și finanțe și partea elvețiană pentru implementarea proiectului. El expiră practic la data de 30 iunie 2019. Pe de altă parte, primarul Lungu a subliniat o serie de proceduri care vor prelungi achiziția până spre primăvara anului viitor. Ca atare o să trebuia să depășim acest termen 30.06.2019 într-o foaie de parcurs pe care am făcut-o noi fără contestație la licitație. Ar mai trebui prelungit cu 2 luni de zile, respectiv 31 august 2019. Sigur că urmează ca Consiliul de Coordonare acestui proiect, Ministerul de Finanțe, Ministerul Administrației și Internelor, partea elvețiană să ne dea un răspuns, dar eu sper să fie unul pozitiv și să mai putem valorifica acești 1.114.717 franci elvețieni, care sunt aproximativ 1 milion de euro, să putem achiziționa de ei autobuze de mică capacitate.